joacă rolul omului perfect. La vârsta de 16 ani, Leonardo da Vinci a decis că vrea să devină un artist desăvârșit, așa că a pornit în căutarea unui mentor. La acea vreme, nu existau școli, iar meseriile se pasau în general în mod direct, fie din tată în fiu, fie de la maestru la ucenic. Scopul lui Leonardo era să găsească un maestru potrivit care să-i șlefuiască abilitățile existente. La acea vreme, accesul la hârtie era un lux. Doar persoanele importante ale societății puneau mâna pe cărți și foi. Fiind fiul vitreg al unui avocat, mergea destul de des în biroul tatălui, în general pentru a fura col și creioane, ca mai apoi să meargă prin oraș și să încerce să recreeze clădiri sau locații. Pasiunea lui cea mai mare erau păsările pe care le observa de aproape. Vedea cum interacționează, cum vânează sau mănâncă și studia toată mecanica aripilor lor. Fiind atât de preocupat de acest subiect, deseori se găsea făcându-le disecție și atingând fiecare părticică pentru a-și ascuți simțurile și viziunea asupra acestora. Nivelul lui de artă, în general pictură și sculptură, era unul ridicat, iar în mâinile unui maestru ar fi prins un contur extraordinar. Era păcat ca un asemenea talent nativ să se irosească. În orașul Florența se găsea un atelier ce făcea proiecte pentru nobili și case regale. Personaje puternici ale vremii se prindau prin zonă pentru a cumpăra artă, în general tablouri și statuete de tip portret. Acest studio era deținut de Verrocchio, un tip talentat, îngăduitor, însă strict și dur. Dar pentru Leonardo părea locul potrivit pentru ucenicie. Folosind conexiunile tatălui, a reușit să intre la atelier, însă în scurt timp a realizat că situația nu era chiar atât de rost pe cum se afișa. Când încerca să fie creativ, era aspru criticat. Așa învăța că nu trebuie niciodată să-și depășească maestru într-un mod deranjant. A realizat că pentru a ajunge în top, trebuie să se folosească de jocuri ale puterii, să-și mascheze personalitatea pentru a ajunge în vârf. A înțeles că această mască a actoriei e o obligativitate dacă vrea să învețe cele mai bune aptitudini. Cei din jur considerau asta o înșelătorie și mereu aveau conflicte cu maestru care nu ducea la nimic productiv, ba din contră pe mulți de afară. Leonardo a privit această mască precum un rol de teatru, nici de cum ca pe ceva negativ, așa că după un anumit set de reguli ale puterii, a reușit în următorii ani să învețe noi aptitudini și informații prețioase. A învățat să deseneze obiecte mișcare, expresive, a învățat o nouă tehnică de desen numită sfumato, care dădea impresia personajelor că se află în ceață și tot felul de astfel de trucuri care l-au făcut pe el un maestru. Ceilalți ucenici absolveau ucenicia și plecau pe cont propriu, însă Leonardo a decis să rămână în compania maestrului cât mai mult timp pentru a absolvi toate trucurile existente. Când a simțit că e pregătit și a deprins toate abilitățile posibile, acesta a decis să-i spună maestrului asta într-un mod original, și anume, a creat un tablou divin. Se spune că acel tablou a fost atât de magic încât Verrocchio a recunoscut pe loc că acum e momentul ca el să învețe de la Leonardo și nu invers. Folosind toate aceste strategii ale puterii, Leonardo a obținut cele mai bune abilități ce l-au ajutat mai departe în viață, acestea ajutându-l să lucreze pentru familii și case regale celebre ca Sforza, Medici, statul papal sau chiar regele Franței. De-a lungul vieții s-a perindat pe la case regale puternice și a reușit să se facă plăcut și util utilizând aceste reguli. Când știi să folosești aceste reguli ale puterii, beneficiezi de latura oamenilor cea mai bună, de aceea era și privilegiat. Regele Franței a ținut morțiși să-l aibă în compania sa, la curtea lui, iar majoritatea regulilor clasice nu îi se aplicau, făcea ce voia, când voia și cum dorea. Asta fiindcă a învățat din timp cum să joace rolul omului perfect. Prima regulă pe care acesta a învățat-o a fost următoarea. Evita atenția. Deși știa de mult că e mai bun decât Verrocchio, Leonardo a mascat totul și l-a făcut pe maestru să se simtă în continuare important și valoros. Observase că ceilalți ucenici ce expuneau acest fapt nu mai aveau viață bună, maestrul își lua atenția de la ei și în final se pierdeau ajungând oameni de rând. Unul din cei mai buni ucenici al lui Verrocchio a făcut la un moment dat o astfel de scenă în fața tuturor, certându-se cu maestru și spunând de acestuia că munca lui e cea mai bună. Făcând gafa de a încerca să-l întreacă într-un mod public, i-a picat în disgrație, ceea ce i-a adus o eliminare din atelier. Leonardo a fost surprins să revadă pe acesta câțiva ani mai târziu ca un simplu fermier. Chiar dacă fusese cel mai talentat, neavând o strategie și o comunicare eficientă, se pierduse. Acesta a înțeles că dacă vrea să-l întreagă pe maestru, trebuie să fie într-un mod privat, departe de privirile tuturor, iar în momentul în care o făcea, atunci era și timpul să plece. Iar el fix asta a făcut. Când a venit momentul cu acea pictură unde Verrocchio a recunoscut că nu mai e maestru, drumurile li s-au despărțit.
Chiar dacă ai un maestru care e deschis la critică, afișându-te cel mai bun, vei atrage invidie și posibilități de trădare. Deci, trebuie să rămâi strategic în mișcări. Practică nonșalanța. Niciodată să nu divulgi faptul că lucrezi din greu pentru a obține rezultatele. Trebuie să dai impresia că ești un talent născut, așa te-a creat Domnul, iar acum cu această forță transformi orice în aur. Oamenii nu trebuie să te priceapă ca pe un disperat de muncă, ci mai degrabă ca pe un geniu născut. De-a lungul timpului, mulți l-au atacat public pe Leonardo încercând să-i denigreze munca și spun că ei ar face o treabă mult mai bună. Chiar dacă acele denigrări erau un val de interes imens pentru oamenii de rând, care știm cu toții cât de rapid ciulesc urechile când e vorba de scandal, niciodată nu rămâneau valide și cine îl critica dispărea din ochiul public rapid. Ceea ce făcea Leonardo părea o copilărie, ca și cum oricine putea replica asta. Însă, când era vorba să compare munca lor cu a lui, își dădeau rapid seama că nu există grad de comparație. Cei ce îl criticau dispăreau la fel de repede, fiindcă n-aveau cum să ofere ceva mai bun decât acesta. Leonardo muncea avid și avea pasiuni în mai multe domenii, cum ar fi arhitectură, artă, inginerie, matematică, anatomie și lista continuă la infinit. Cunoașterea era singurul lucru care conta pentru acesta și care îl motiva cu adevărat să facă ceva. Banii și alte chestii derizorii nu îl interesau. Cum puteai să concurezi cu astfel de persoană? Însă dacă nu-l cunoșteai personal, ai fi zis despre acesta că e un superficial. Deseori se îmbrăca colorat și din conversații nu reieșea că ar fi vreun geniu. De asta și mulți se luau de el, însă acesta a vorbit mereu doar prin munca lui, ceea ce le-a și închis gura tuturor. Schimbă-ți stilul și limbajul după persoana cu care vorbești. Există ideea asta stupidă cum că dacă ești cu adevărat autentic, trebuie să vorbești cu toți la fel și să-ți expui ideile asemănător. Până la urmă, asta ar face un bărbat adevărat, nu? Răspunsul e clar, nu, fiindcă vei atrage antipatii. Cei inferiori ție vor privi asta ca și cum ți-ai da importanță, iar cei peste tine se vor simți amenințați și te vor izola. Mulți zic că un astfel de comportament e manipulator și deviant. Eu personal zic că nu e așa și mai degrabă e vorba de actorie și nimic mai mult. Toți avem măști pe care le purtăm, fie că vrem sau nu să recunoaștem asta. Cu mama ta te porți într-un fel, cu prietenii tăi altfel și cu șeful tău în alt mod. În orice interacțiune socială trebuie să fii prudent și cameleonic pentru a obține cele mai mari beneficii. De fiecare dată când regele Franței se întâlnea cu Leonardo la curtea acestuia, n-aveau mult timp de discuție, fiindcă erau mulți alți curteni ce dureau atenția. Observând acest lucru, a început să studieze îndeaproape și a realizat că regele era pasionat de teatru, așa că următoarea dată când a avut ocazia să discute, s-a asigurat că acest subiect e discutat. În momentul conversației, ochii regelui au prins culoare și i-a acordat toată atenția. Leonardo a propus să creeze un spectacol nemai văzut, punându-și la dispoziție abilitățile, iar regele a aprobat. Da Vinci s-a asigurat că va fi cel mai impresionat show văzut vreodată de rege, iar acesta a rămas uimit după ce-l văzuse. Își câștigase în sfârșit respectul. Piesa de teatru a fost atât de magică și spectaculoasă încât regele n-a mai avut cuvinte. Din acel moment, Leonardo avea să aibă toată atenția dorită din partea regelui și devenise sfetnicul său cel mai de preț. Ceara e o substanță solidă și greu de modelat, însă dacă aplici o cantitate mică de căldură, poți să o modelezi după bunul plac. Fix așa se întâmplă și cu politețea sau prietenia. Poți face persoane să devină maleabile, chiar dacă în mod normal sunt crude și neînduplecate. Deci, prin logică, politețea aplicată oamenilor e fix precum căldura aplicată cerii. Poți face ca oamenii să facă lucruri pentru tine, chiar dacă aceștia nu-și doresc neapărat asta.